La Liceul teoretic Emil Racoviță Vaslui, în perioada ianuarie 2020-iunie 2021, se derulează proiectul Erasmus Plus cu titlul Sport Power: Promoting Sport for Women. Țările partenere în proiect sunt România, Italia, Spania și Marea Britanie. În sport, precum și în alte domenii sociale și profesionale, femeilor le este încă greu să se facă recunoscute, în ciuda succeselor numeroase și incontestabile. Sportul poate fi o forță motrică pentru abilitățile femeilor și participarea acestora la viața socială și culturală, dezvoltând abilități esențiale de viață, crescând stima de sine și permițându-le să facă alegeri în ceea ce privește viața lor. De asemenea, ar putea ajuta la combaterea discriminării și a violenței împotriva femeilor, care este un fenomen din ce în ce mai crescut în societatea noastră actuală. Pentru a afla mai multe informații despre obiectivele, activitățile și rezultatele proiectului, vă invităm să urmăriți un material realizat de televiziunea TV Total la Liceul teoretic Emil Racoviță din Vaslui. Ați invitați și dragi colegi, bine ați venit la liceul nostru pentru această activitate din cadrul proiectului european Sport Power, Promoting Sport for Women, Empowerment. Această întâlnire face parte din mai multe activități care au loc la nivel local în cadrul proiectului. Întâlnirea de astăzi își propune să prezinte proiectul cu activitățile, obiectivele și rezultatele sale și să stabilească contacte cu persoane interesate în promovarea sportului, fie ele reprezentanți locali sau antrenori sau profesori de educație fizică și sport. Cum vă spuneam, proiectul este un proiect european. Se derulează în perioada 1 ianuarie 2020 până pe 30 iunie 2021. Proiectul a avut deja ca activitate o primă întâlnire cu parteneri europeni, din păcate, din cei 5 parteneri din 4 țări europene au putut ajunge la noi doar colegii noștri din Marea Britanie, din cauza situației speciale la nivel mondial. Dar la prima noastră întâlnire am putut să discutăm prin intermediul mijloacelor media, internet, Skype și am pus la punct detalii despre proiect. Din proiect fac parte parteneri din Italia, din Spania, Marea Britanie și, evident, noi. Obiectivele proiectului sunt în principal promovarea egalității de șanse și conștientizarea importanței activității sportive în viața tuturor și în special a femeilor, ca un mijloc de emancipare și de promovare pe plan social. Un alt obiectiv este îmbunătățirea competențelor cheie ale profesioniștilor, voluntarilor din organizații partenere și alte părți interesate, cu accent pe participarea femeilor și obținerea egalității de gen. Un alt obiectiv este promovarea participării femeilor la activitățile sportive ca instrument pentru dezvoltarea competențelor transversale. Este vorba de acele competențe numite soft skills, care sunt necesare pentru inserția profesională și care sunt importante pentru fiecare. Un alt obiectiv este promovarea conexiilor și schimbului de bune practici între organizațiile din domeniul sportului care sunt interesate de promovarea participării femeilor și crearea unei rețele de organizații din cele 4 țări pentru a promova pregătirea și managementul profesioniștilor și voluntarilor din domeniul sportului, la nivel local, național, cât și internațional. Printre activități, cum am menționat, a avut loc întâlnirea transnațională la Vaslui în februarie 2020. Întâlnirea de astăzi face parte din activitățile locale 1. Este vorba de întâlnirea între părțile interesate publice și private din domeniul tineretului sportului și promovarea egalității de șanse cu participarea civică activă. Ne dorim de asemenea o analiză a egalității de șanse în domeniul sportului. Acesta este de fapt și unul dintre produsele finale ale proiectului, analiză a egalității de șanse în domeniul sportului, la nivelul fiecarei țări partenere. Și identificarea și analiza programelor specifice de antrenament sportiv și a bunelor practici pentru antrenori și sportivi, cu accent pe egalitatea de gen. O altă activitate a proiectului pe care noi ar fi trebuit să o derulăm în mai, dar din păcate a trebuit amânată, este un seminar internațional în Italia, unde partenerii din proiect ar trebui să se reunească și să pună în comun informațiile strânse până atunci, în urma activităților locale. O altă activitate este activitatea locală 2, care este o activitate ce decurge din activitatea anterioară. După acea întâlnire în Italia, ar trebui să organizăm din nou activități locale cu instructori sportivi, profesioniști și responsabili din instituții și organizații care au legătură cu acest subiect pentru a împărtăși rezultatele seminarului. Activitățile au loc sub formă de ateliere și activități practice și are ca obiectiv punerea în practică și adaptarea unui set de instrumente. În fine, proiectul se încheie cu conferința finală care sperăm că va avea loc în Spania și care este un eveniment transnațional ce are ca obiective prezentarea proiectului, activităților și rezultatelor și evaluarea finală a proiectului. Cum spuneam, rezultatele proiectului sunt un set de instrumente privind emanciparea femeilor și metodologii care să promoveze egalitatea de gen, o pagină web a proiectului în diferite limbi, de fapt limbile țărilor partenere, și video cu fotografii și înregistrări ale tuturor activităților desfășurate în perioada proiectului. Aveți aici câteva instantanee din activitățile derulate în timpul primei întâlniri de proiect, care a avut loc aici la Liceu și în orașul nostru. Aveți, de exemplu, aspecte de la o întâlnire dintr-un meci de volei cu echipa de volei a liceului, vizita la Asociația Scorpions a celor 2 parteneri din Marea Britanie. Aici aveți finalul întâlnirii de proiect cu acordarea certificatelor și aici este un aspect de la activitatea de Kangoo Jump organizată de colegul nostru, domnul profesor. Ce ne dorim astăzi este să stabilim detaliile protocolelor de colaborare cu dumneavoastră și identificarea unor nevoi care există pe plan local în ceea ce privește promovarea sportului și cu accent pe egalitatea de sexe și egalitatea de participării la activitățile sportive, atât a băieților cât și a fetelor. Dacă dumneavoastră aveți observații sau mențiuni? Ah, sigur, da. O să vă rog să vă prezentați puțin poziția noastră și calitatea în care ați venit la activitate. Oamenii nu spun și de Scorpions. La Elena, președinta Asociației Județene Sportiviștilor Vaslui. Eu sunt Gina Budaca, coordonatorul proiectului. Eu sunt Petrine Aprașiu, profesor la Liceul Emil Racoviță și aici sunt în calitate de membru al Asociației Tinerete Emil Racoviță 2000 Vaslui, care este partener în acest proiect. Și colegii noștri, domnul profesor Mihai Cumpă, doamna profesoară Dan Ajravu, domnul profesor o să poate prezenta. Și aici, în calitate de partener, domnul profesor Ciprian Părunt, de asemenea, membru în echipa de proiect. Din câte îmi imaginez, noastră sunteți toți interesați în promovarea sportului și acțiunilor sportive. Pe colegii mei, domnii profesori de educație fizică și sport, eu îi cunosc foarte bine, au foarte multe activități sportive. Școala noastră are o echipă de fotbal fete, nu? Și de altfel, în liceul nostru, fetele sunt majoritare, atât elevii cât și profesorii. În general, activitățile sportive fac parte din activitățile cotidiene, da? Și poate le pot spune câteva cuvinte colegii noștri despre activitățile lor de promovare. Știu că domnul profesor are această asociație și face acțiuni sportive. Da. Da? Deci promovez sportul de masă, da? Deci Kangoo Jump, sculptonic și mai am și o secție de basket copii. La deci copii mai mult. Cam asta. Da, de altfel... Majoritatea sunt fete, deci la cam ceașa și cu doar femei și fete. Dar la basket cam și fete și fete. Activitățile pe care le derulezi, promovezi egalitatea de șanse, cum s-ar spune. Da, dar nu sunt băieți la cam ceașa. Băieți sunt la sport. Nu neapărat, eu am văzut la Scorpions că sunt și fete în echipa noastră, așa, nu? Avem cea mai mult grup de fete din România. Da, e... La 6 ani, 6 ani, la 6 ani? Da, la 6 ani, chiar la 2 ani. Pentru fete? De 2 ani de zi nu o bat nimeni. Vreau să fac o până de zi. Da, da, sigur. cu referire la copiii sexul feminin, nu aveți ce să îngurajați. Părinții din părinți trebuie să vă în special sportul de contact sau sportul de mulțumesc. Părinții sunt efectiv aia care se regăsesc în sport sau au frustrare strictă în sport. Fata mea nu fie motiv, fata mea să nu fie atinsă. Posibil oricând la în sportul ăsta îți dai peste un talent, care părinții nu au educație respectivă, să nu au accesul la antrenor sau să informeze. Sportul de contact nu mai este doar un sport, să te plimbi și să faci cât seara. Este și un mod de trai. Pentru ei au crești foarte din institutate. Avem un exemplu cel mai apropiat câte Moroșanu, care datorită sportului au ajuns exact ceea ce este, nu datorită altor care puteau să facă sportul. După aia și-au dezvoltat calității politice. Dar ar trebui să gândim sau să vă gândiți la un stil de a discuta cu părinții, copiilor și educați. Părinții este sportul respectiv intens. Ei consideră că la atletim se zgârie și se lusează piciorul, la Kangoo Jump, dacă se lovește la ceas, nu se mai duce, la kickbox, la fel. Iar surprinzător, exact acolo o să pună o discuție cu domnul domeniul sportului, referitor la lucrează la minister, cum se urmează să organizeze competițiile și în zona respectivă, Moldova, sunt o reprezentantă a zonei. Am ajuns la concluzia că chiar trăim în era femeii. Pentru că toate locurile unul sunt femei din competiții. Dar am început. Care este mai importantă a devine punctul la profesionist, sunt și 35, 30, 35 de ani. Deci nu mai e șansă. A, deci există variantă de amătorul. Da. Și încă când este în competiție. Și am spus că merge pe jos, e sport. Trebuie educați părinții să înțeleagă că dacă face vioară, nu înseamnă că nu poate să facă sport. Sportul e singurul care bate farmacia. Indiferent de boală și de cauză, dar timpul, problemele, educat. Telefonul... Da, că trebuie să pe tele... Asta țin din fiecare copil în parte. Noi și eu am telefon și copiii meu telefon. Au activități foarte bine definite. Aia mare face vioară, se mă la vioară, face kickbox, știi, descrii campion, aia mică, strică pe casă și o zi la sală. În funcție de cum de aia, cum ține părinții din bine de parte. Cam asta, deci foarte simplu, nu am ideea că în orice sport, pentru că majoritatea sporturilor este foarte ușită. Zonea interioară. Da, vă să spun și eu câteva cuvinte din ca președinta Asociației Județene Sportul pentru Toți. De cam de vârstă de câte observ aici, am 100 de ani și de când am venit în Vaslui în 1975, prin august m-a luat domnul care era președintele Consiliului Județean pentru Sport, se chema Asociația, dar nu fac efortul neapărat să dau denumirea exactă, ar trebui să vă rețin prea mult, că nu mi-amintesc imediat, așa. Și mă lua, făceam handbal de performanță și mă lua și zice, uite, hai că văd că te descurci, așa, și m-a citit cum s-a pune. Și se răspuns de sportul feminin. Eu sunt foarte bucuroasă că am venit astăzi aici, ca să vă spun că Vaslui are tradiție în practicarea sportului feminin, în implicarea fetelor, doamnelor, dar cam până undeva la un 35, mult 40 de ani. Deci, sau hai să zicem, de la copii până la un 25 de ani, într-un procent mult mai mare, după care începe să scadă. Bine, dar și obligațiile femei, treptat, cresc. Ca mamă și ca soție și ca persoană implicată în producție și așa mai departe. Și vreau să vă spun că de-a lungul vremii de combin, sport de masă, sport feminin și după 20, înființând Federația Română Sport pentru Toți, intrând în contact în relații cu federațiile internaționale și așa mai departe, s-au dezvoltat multe activități. Vașluiu au avut echipă de handbal feminin, au avut echipă de volei, de la juniori, senioare, eu Am avut șansa să fac parte din echipa de handbal la Hușului, la liceu, fiind campioană, deci campioană de handbal juniori. După aceea am jucat în echipa, în divizia B, așa eram la vremea între 75, când am venit și cam 82, cam așa am jucat eu. Nu vorbesc, că avea și pentru băieți, era și fotbalul și un nume de exemplu cunoscut era Porumboiu care juca, că am venit cam odată. În fine, deci spun, este un teren care e deja fertil, în care fetele au practicat sportul și practică în continuare. De niște ani încoace, asociația cu ajutorul colegilor cărora le mulțumesc și în cazul ăsta că sunt foarte implicați în proiect Erasmus, Săptămâna Europeană a Sportului, Ziua Europeană a Sportului Școlar, MUV-ul, în engleză acum e cel 2, dar... În fine, o să mă iertați, dar eu n-am făcut engleză, am făcut rusă și franceză și italiană nu le știu bine, dar mă rog, asta e subiect. Așa. Să știți că, da, ce ați observat și vă pot să confirma că mă ocup, de exemplu, la Săptămâna Europeană a Sportului din ediția 2019, ultima ediție, au fost în jur de 7.000 de copii în județul Vaslui, dar din care procentul a fost așa peste 75% fete. Deci de la preșcolar până la clasa a 12-a. Cum spuneam, deja după terminarea liceului, încep să scadă ca procentaj doamnele care fac sport, doamnele domnișoarele care fac sport. Într-un fel explicabil, cum spuneam mai devreme, greutățile care vin pe umerii femeii și mai ales în unele zone, că dacă le trăim la București, le ducem, da. De mult am pledat pentru un bazin de not în Vaslui, cum am venit, am pledat ani și ani de-a rândul și în toamnă a fost o discuție, nu era toamnă, când era, când s-a făcut pentru lumii, că Dumnezeu să odihnească, a fost și discuția că se va face la Vaslui un bazin, așa am zis, nu mor să ajung măcar un deget să fac și eu un bazin, nu cel care ar facă bazin de not la Vaslui. Pentru că sportul rege, după părerea mea și nu numai a mea, fotbalul e ca fenomen social, dar ca și aducători de sănătate sau menținerea condiției fizice este în oricum, sportul complet. Apoi atletismul, doamna profesoară, vă susțineți, cred că a fost atlet de performanță. Deci, cum spuneam, regele sportului fotbalist aici stau și așa, dar bun. Și cam așa, deci la Vaslui fetele sunt implicate în practicarea sportului și până în momentul ăsta, zic așa, este o șansă a fetelor că avem colegi de educație fizică, mai ales profesorii, care lucrează cu multă dăruire. Unul dintre obiectivele acestui proiect este acela de a promova conexiunea și schimbul de bune practici între organizațiile din domeniul sportului, interesate de promovarea participării femeilor și îmbunătățirea echității de gen, și crearea unei rețele de organizații din 4 țări care să promoveze pregătirea și managementul profesioniștilor și voluntarilor din domeniul sportului.